Dragii mei, suntem din nou împreună cu gândul la vacanța pe care o așteptăm cu toții. Eu cel puțin o aștept, cu siguranță o așteaptă și Monica. Monica Hancu, manager al Agenției de Turism. Monica, ne continuăm discuția noastră despre vacanță, dar în același timp cu speranța că tot ce discutăm la un moment dat se va concretiza într-o vacanță atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră, cei de acasă. Cu siguranță aveți nevoie de câteva zile de relaxare. Am vorbit despre unele, doar unele frumuseți, să spun așa, unele surprize care ne pot aștepta dincolo de granițele țării. Dar în același timp, România oferă zone, peisaje de vis. Locuri unde te poți relaxa, locuri unde poți face cumpărături, unde poți să te bucuri de tradiție, de obiceiuri, de oameni frumoși, de gastronomia specifică țării noastre. În țara noastră, turiștii, pentru ce optează în această perioadă, în sezonul de vară, să spun? Optează în general pentru vacanțe pe litoralul românesc, optează pentru vacanțe în Delta Dunării, dar optează și pentru vacanțe sau mini-vacanțe în Moldova, chiar își fac circuite Moldova cu Maramureș împreună. Și cam acestea sunt dorințele lor în fiecare an și sfaturile. În momentul în care vin într-o agenție de turism, vă cer și sfatul unde eu vreau să-mi petrec o vacanță în țară. Vreau relaxare, dar în același timp vreau și să cunosc și să vizitez. Vin ei cu astfel de întrebări și trebuie să le satisfaceți aceste dorințe? Da, sunt câțiva care vin așa, dar de obicei vin știind de acasă ce își doresc. Și care își doresc litoral românesc și apoi își doresc 2-3 nopți și la munte, pe Valea Prahovei sau în drumul lor. Sau sunt cei care își doresc numai pe litoralul românesc, eventual ne întreabă ce recomandări ne faceți pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii, ce stațiune, ce hoteluri, ne spun ce servicii își doresc la masă și atunci noi știm exact ce să le recomandăm. O familie cu copii în acest an își dorește să-și petreacă o săptămână, 10 zile de vacanță pe litoralul românesc. Care sunt stațiunile unde, știu eu, acea liniște în familie, acea armonie în familie, poate se pot bucura turiștii noștri? Care ar fi stațiunile? Cea mai căutată este Mamaia, din punctul meu de vedere. Rămâne Mamaia, care este și animată, are și plaje frumoase, are și hoteluri bune și servicii, cred că sunt cu ceva mai bune în Mamaia. Dar sunt care optează, de obicei tineretul optează mai mult pentru Neptun. Familiile optează și pentru Eforie Nord, cei care doresc mai multă liniște, Eforie Nord sau pentru Jupiter, Venus. Și Costinești? Cum a rămas stațiunea tineretului? Că acum mi-ai spus că totuși pentru Neptun se pare că e o mai mare. Se mai merge și la Costinești, dar aleg mai mult Mamaia. Am înțeles, eu vreau să plec anul acesta, atâtea dorințe am în acest an, iată că deja ajung și la munte, vreau să ajung și la munte în țara noastră, în România. Unde? Unde aș putea, bineînțeles, când spun munte, peste tot te bucur de aer curat și de tot ce înseamnă frumos, dar vreau și munte, vreau tradiție, nu vreau luxul hotelurilor, dimpotrivă, vreau oarecum copilăria mea, casa bunicilor, unde aș putea să merg? Eu aș recomanda zona Bran. Zona Bran, cred că Valea Prahovei este deja foarte aglomerată, întotdeauna este foarte aglomerată, dar sunt totuși turiști care o preferă. Aș recomanda zona Bran, mie îmi place în mod deosebit acea zonă, se vede și Castelul Bran. Există tot felul de pensiuni care oferă mese tradiționale, tot felul de servicii. Există și Dino Park la Râșnov, e o variantă bună. O să țin cont și cred că până la urmă tot dintr-o vacanță în alta așa o să mergem, dar până să discutăm, adică noi am discutat despre vară, despre surprizele, despre dorințele noastre, dar e vacanță deja începând de mâine, de la 1 iunie, când vom spune la mulți ani copilor, la mulți ani nouă, tuturor celor care au suflet de copil și urmează, Monica, o vacanță de câteva zile. Vorbim despre 1 iunie, 5 iunie. Care sunt ofertele? Turiștii noștri au ales variante diferite, chiar foarte diferite anul acesta. Avem un grup care a ales Vama Veche,
Avem familii cu copii care au ales Hoidu Soboslo sau Seged. Sunt hotelurile acelea care au trecere în aquaparcuri și la spa-uri, cu servicii foarte bune. Sau turiști care au ales relaxare în Cipru, de 5 nopți. Deci acestea sunt ofertele, acestea sunt dorințele lor în cele, da, în cele câteva zile de vacanță. Și acum o curiozitate, nu știu dacă este numai a mea, probabil și a dumneavoastră, celor de acasă, știm, iarăși am ieșit din țara noastră, fac ce fac, ies și mă întorc, pentru că este foarte ușor în zilele noastre. Știm foarte bine că, din punct de vedere politic sau din punct de vedere al siguranței noastre, oarecum este pusă sub semnul întrebării vacanța. Zonele, țările, și aici vorbim despre multe, ne vei spune tu, au de suferit din punct de vedere al turismului și din cauza conflictelor teroriste? Oarecum. Oarecum. Sunt puține care au de suferit. Turcia și-a revenit foarte bine, deși noi nu am avut probleme majore nici anul trecut. Dar și-a revenit foarte bine și chiar s-a vândut foarte bine Turcia anul acesta, cum se vindea pe vremuri acum câțiva ani, când era în top. Sper să revină, pentru că e o destinație care merită. De suferit mai mult are Egiptul, aș putea să zic, dar până și acolo sunt turiști care îl aleg. Pentru că sunt la fel resorturi care se aseamănă oarecum cu cele din Turcia ca și servicii, sunt excursii suplimentare de făcut, au plaje foarte frumoase, se poate merge în Sharm el Sheikh la snorkeling, deci se pot alege. Și pentru câteva minute cât mai avem noi la dispoziție, eu te-aș întreba care este avantajul. Eu, fiind turist, am obiceiul, probabil fiind și în fața calculatorului a unui laptop, să mă aleg vacanța, să accesez online și mai departe. Care este avantajul în momentul în care eu bat la ușa agenției de turism pe care o reprezinți sau stau în fața calculatorului și încerc de una singură să pun pe roată așa o vacanță? Șansele de a ieși mai bine la agenția de turism sau șansele de a ieși mai bine așa cum dictează mie, știu eu, visul meu? Pentru că eu lucrez într-o agenție de turism, clar, avantajul este agenția de turism, dar am să vă spun și de ce cred eu asta. În primul rând este siguranța, pentru că rezervând online, poate de multe ori nu știi ce anume sau la cine anume trimiți banii, sau nu ai siguranța că dacă hotelul va face un overbooking, adică va suprapune oarecum rezervările, ceea ce se întâmplă în fiecare an, din păcate, cine îți va da o alternativă, cu cine te vei consulta, cine îți va face o recomandare și, bineînțeles, e până la urmă relația pe care o avem cu clientul, recomandările pe care le facem, le povestim despre destinație, pentru că de asta mergem în tururi de informare, le povestim despre tot ce se poate face în destinația respectivă. Eu, bineînțeles, am pus această problemă, dar pe lângă tot ce ne-ai spus este timpul. Pentru că efectiv cauți și nu știi exact ce cauți. În momentul în care bați la ușa unei agenții de turism, stai de vorbă cu un reprezentant, cu un specialist într-un astfel de domeniu, chiar vei primi toate răspunsurile, probabil răspunsuri la întrebări care tu nici măcar la momentul respectiv nu te gândeai că ar trebui să ți le adresezi, ar trebui să te gândești la așa ceva. Și atunci, clar că agenția de turism și cu tot ce înseamnă, exact cum a spus, răspunsuri, este cel mai indicat loc unde ar trebui să îți alegi vacanța. Mergem în vacanță. Haide să îndemnăm pe turiștii noștri să opteze după săptămâni, după luni de muncă, să opteze pentru o vacanță. Nu știu dacă acum întrebarea mea își are sau nu și are atât de mult locul. Dar fiind într-o agenție de turism, în momentul în care eu aș veni, tot timpul mă dau pe mine exemplu, eu aș veni și eu cred că sunt clientul dificil. Adică nu știu țară, nu știu străinătate, știu că aș putea să-mi permit o vacanță cât de cât, nu știu dacă de câte mii de euro putem vorbi, dar aș veni și ți-aș spune, Monica, vreau să mă relaxez. Vreau să mă distrez. Nu știu, în momentul de față nu sunt hotărâtă dacă eu să părăsesc granițele țării sau să rămân aici. Te rog frumos,
dăm un sfat prietenesc și spunem pentru o săptămână, atât îmi permit eu, atât îmi permite timpul, unde mi-aș putea eu încărca bateriile? În funcție de perioadă, în funcție de buget, în funcție de componența familiei sau nu, în funcție de asta aș putea să-ți fac o ofertă și de opțiunea transport sau fără transport, individual, autocar sau avion. Ei, am primit răspunsurile la toate întrebările pentru că eu nu am altceva decât să merg acasă și să spun da, vreau să plec singură sau vreau să plec cu familia, da? Da. Eu trebuie să vin foarte bine pregătită cu temele făcute de acasă și să spun exact, normal, trebuie să spun totuși ce vrei, că nu poate omul să spună gata, du-te acolo, dar de fapt nu asta îmi doresc. Monica, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru, să spun așa, doar gândul de vacanță care l-ai transmis celor de acasă și nu pot decât să-ți doresc putere de muncă, iar dumneavoastră, celor care în această seară ați fost alături de noi, chiar să călcați pragul agenției de turism pentru cele mai bune sfaturi. O vacanță frumoasă, Monica! Mulțumesc de asemenea! Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră! Am vorbit despre vacanță, am vorbit despre munte, despre mare, despre tot ce ne dorim. Ei, urmează perioada 1-5 iunie, unde Monica Hancu și agenția de turism vă așteaptă cu oferte tentante, cu surprize pe care le puteți întâlni atât în țară cât și în străinătate. Apoi, nu mai vorbim despre vară, despre iarnă, despre toamnă, indiferent de anotimp, vacanța poate să ne însoțească. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă aștept și mâine seară. Până atunci, cu gândul la vacanță, vă doresc o seară liniștită și numai bine!